duble și-a pus fanii pe gânduri de-a lungul timpului și asta pentru că foarte mulți dintre ei, studiindu-i unele fotografii, au ajuns la concluzia că vedeta a apelat la ajutor medical pentru unele ajustări fizice. Lidia nu i-a lăsat să aștepte prea multă vreme și a deschis acest subiect delicat, oferind explicațiile necesare. În primul rând s-a vorbit despre silicoane, asta după ce Lidia a postat o fotografie provocatoare pe pagina sa de Instagram. Firește, mulți vizitatori ai paginii au dorit să afle dacă vedeta favorită și-a dorit unii mai mari și, în consecință, a trecut pe la cabinetul medical. Însă răspunsul ei a fost unul ferm cum mie nu mi-ar plăcea să-mi ia numai. Nu-mi plac unii mari virgulă a mărturisit Lidia Buble pentru fanii săi de pe Instagram. În ceea ce privește alte operații estetice, spre surpriza tuturor, Lidia a spus că nu are nici o operație la activ. Nu am nicio operație estetică. Nimic. Sunt atât de sexy cu nasul ăsta mare. Îmi dă o senzualitate aparte, paranteză deschisă, punct, paranteză închisă, l-aș face și mai mare dacă aș putea. Voi nu știți să apreciați creația lui Dumnezeu. Voi apreciați mai mult ce iese din mâinile doctorilor. Tot ce este natural este sexy, frumos și elegant și orice mai vreți voi, virgulă, a declarat Lidia Buble.